Astăzi a avut loc o ședință de Consiliu Local, unde 30 de proiecte importante au fost discutate și aprobate în interesul cetățenilor severineni. Printre cele mai importante se numără supraimpozitarea terenurilor neîngrijite, crearea unui centru de aport voluntar și transferarea țarcurilor de gunoi din cartiere în subteran. Impozit pe nepăsare. În ședința Consiliului Local de astăzi s-a hotărât ca severinenii care sunt proprietarii unor terenuri lăsate în paragină să plătească un impozit mai mare. Potrivit regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite, vor fi supraimpozitate terenurile acoperite de buruieni, părăsite, insalubre, curți neîngrijite, împrejurimi nereparate și neîntreținute. Am hotărât supraimpozitarea terenurilor neîngrijite, a celor zone unde proprietarii nu înțeleg că au și obligații, așa cum au și drepturi. Pe aceste terenuri de multe ori se depozitează gunoaie, iarba crește enorm de mult, ambrozie foarte multă pe ele, iar noi ca primărie suntem obligați să le curățăm pe banii noștri, suntem obligați să tăiem iarba iar pe banii noștri și acest lucru nu mai putea continua. Așa că vă dau un exemplu, un teren în care se plătea până acum 350 de lei impozit, va ajunge undeva la 1600 de lei, să vedem dacă le convin celor care au aceste terenuri să le lase neîngrijite. Am avut 10 proiecte pe ordinea de zi, au rămas cred că 5, o parte din ei au înțeles rapid că arzându-i la buzunare nu prea le convine și le-au și curățat, le-au îngrijit. Noi nu avem interesul să atacăm pe cineva. Interesul nostru ca aceste terenuri să fie curate și îngrijite, așa cum trebuie să rămână într-un oraș civilizat. Un alt subiect extrem de important discutat la ședință și menit să vină în sprijinul cetățenilor este legat de înființarea unui centru de aport voluntar. Prin intermediul acestuia, oamenii pot să aducă deșeuri provenite din demolări, reamenajări ale locuințelor sau chiar resturi vegetale. Încercăm să luăm 500 de mii de euro să facem acest centru de aport voluntar. Ce înseamnă pe înțelesul tuturor? Am spus-o și în ședință, o repet acum. O mare parte din gunoaiele mari, ceea ce omul demolează într-o gospodărie, într-un apartament, mobilă pe care vor să o arunce, aparatură tehnică, tăieri de arbuști prin curtea omului, oamenii le aruncă în zona țarcurilor de gunoi și atunci noi suntem obligați să plătim în plus ca firma care colectează gunoiul să ia și aceste obiecte pe care nu le au în contractul de concesiune. Deci o cheltuială importantă, mare pentru primărie. Mai mult decât atât, iarăși o parte din cetățeni găsesc o soluție să arunce aceste gunoi undeva pe câmp, tot în interiorul orașului, unde iar primăria are o cheltuială pentru a le lua de acolo și le aduce la groapa de gunoi. Și atunci, prin acest proiect, oamenii pot să le aducă gratuit la acest centru de aport voluntar. Ai ceva în casă, arunci lucruri mari, majore, le urci într-o mașină și le duci la groapa de gunoi, acolo ne facem acest centru, fără să plătești nimic. După construirea sediului de colectare, cetățenii care vor fi prinși aruncând astfel de deșeuri în alte zone, în afară de acest centru de aport voluntar, vor fi amendați. O altă investiție importantă care va duce la creșterea nivelului de trai al severinenilor vizează transferarea țarcurilor de gunoi din cartiere în subteran. Acest lucru ar îmbunătăți aspectul multor zone. Un alt punct aprobat astăzi și drag mie, îl reprezintă posibilitatea ca o parte din țarcurile pe care le avem în acest moment împrăștiate în oraș, acolo unde oamenii aruncă gunoiul menajer, să le transformăm în centre de colectare subterane. Efectiv, țarcurile să le ducem sub pământ, ar fi nemaipomenit, pentru că o mare parte din aceste țarcuri, ați văzut dumneavoastră, sunt în zone cu foarte multe apartamente, sunt mirosuri vara, un aspect inestetic din toate punctele de vedere și ne-ar ajuta foarte mult să arate orașul altfel. Inițial, Uniunea Europeană sau ghidurile acestea de finanțare permiteau până la 200 de țarcuri pe care puteam să le mutăm subteran. În acest moment
s-au schimbat și nu putem decât 10% undeva la 20-25 de țarcuri pe care să le mutăm sub pământ. Dacă lucrurile vor evolua bine și vom fi mulțumiți de această investiție pe care o vom face, cu siguranță vom găsi soluții pe viitor și oamenii vor fi mulțumiți să le ducem pe toate în subteran. De asemenea, s-au alocat bani pentru anumite unități de învățământ din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Printre acestea se numără și Liceul de Transporturi Auto, Colegiul Național Traian și Colegiul Tehnic Domnul Tudor.